Bine v-am găsit! E plăcută a începe o zi de duminică cu bună dispoziție și în compania oamenilor dragi. Fiți împreună cu noi în următoarele clipe și veți afla cum le este altoit sentimentul de dragoste față de obiceiurile neamului copiilor de la Liceul Complex Republican Teoretic Moldovenesc, cum a decurs la Dubăsari concursul bucatelor naționale și de ce, totuși, plăcinta e considerată regina mesei moldovenești. Recent, la Liceul Complex Republican Teoretic Moldovenesc a avut loc seminarul învățătorilor de geografie. La el au fost demonstrate câteva ore extrașcolare, printre care și obiceiurile dedicate Sfintelor Paști, nunta și zătoarea. Pedagogii au făcut schimb de experiență privind metodele aplicate în practică, cu ajutorul cărora copiilor le sunt altoite sentimentul de patriotism, dragoste de neam, grai, tradiții. Liceul Complex Republican Teoretic Moldovenesc. Aici studiază copiii veniți din toate colțurile Republicii. Începând de la cei mai mici și terminând cu clasele superioare, teme educații patriotice, studierii patrimoniului nostru național, în această instituție de învățământ îi este acordată atenție primordială. Avem copii de vârsta de la 1,5 până la vârsta de 6 ani. De toate vârstele grupurile funcționează, avem 125 de copii. Ne străduim să cunoaștem copiii cu tradițiile naționale, îndeoseb cu tradițiile moldovenești, îi cunoaștem și cu tradițiile ucrainești și rusești. Profesorii de geografie care își fac studiile de calificare la Institutul de Dezvoltare a Învățământului și de perfecționare a cadrelor au făcut cunoștință cu creația micuților, care posedă două limbi oficiale, rusă și moldovenească. Discipulii grădiniței Buburuza au cântat, dansat și au declamat poezii dedicate sosirii primăverii. La lecții educăm și patriotismul și rolul componentului național, tradițiile, obiceiurile, deoarece noi suntem poporul moldovenesc, de aceea copiii trebuie să știe tradițiile și obiceiurile poporului său. O altă activitate la fel de interesantă a fost consacrată obiceiurilor de Paști, care sunt marcate cu cea mai mare sinceritate și dragoste de către ortodoxii de la noi din țară. Ciocneascu, zicând, Hristos a înviat. După tradiție, cel ce sparge oul celuilalt îl câștigă. Despre cel ce sparge toate oule, se spune că va fi norocos peste an. Aceasta este o sărbătoare cea mai frumoasă dintre sărbătoarele creștinilor. La fel și mie foarte tare mi-a plăcut. Este foarte, o sărbătoare foarte luminoasă. Fiecare întâlnește Paștele în familie, la o masă comună, servesc din darurile sfințite la biserică, ciocnesc cu ouă roșii. Eu mă pregătesc îndelung în timpul celor 7 săptămâni de post, țin postul, mă împărtășesc, îmi simt sufletul purificat. Un interes deosebit a trezit la participanții seminarului și zătoarea, la care au evoluat elevii claselor a 10-a-11-a, printre ei și Valentina Colnic, candidatul la medalia de aur, câștigătoarea concursului Patrioții Rusiei. Moldovenii, de când se știu, sunt înfrățiți cu cântecul și jocul, pe care le mânuiesc cu multă dibăcie și înțelegere. Omul de la țară vine în șezători un bun prilej de a mai pune câte ceva la cale, de a face un lucru, dar și de a se odihni, de a se recrea, de a mai schimba o vorbă cu oamenii. Astăzi noi am participat la o șezătoare folclorică de la lume adunate și înapoi în lume date. Conform tradițiilor, nunta moldovenească este precedată de un șir de obiceiuri. Momentele principale ale nunții sunt însoțite de cântece, dansuri, jocuri dramatice, urături, strigături. Câteva din ele au fost demonstrate de către discipulii Liceului Complex Republican Teoretic Moldovenesc. Ne-am pregătit de câteva săptămâni, ne-au anunțat și am depus un efort, adică și ca să se primească totul bine și elevii au simțit o responsabilitate foarte înaltă și eu cred că s-a primit la un nivel tot înalt. Portul național, eu zic că arată frumusețea pură a omului și a poporului. Să luăm orice haină nu ne face atât de frumos cât portul național pe care
cu părere de rău, acum scump costă costumele naționale, dar să ai un costum național în casă este o mândrie. Astăzi am prezentat o nuntă tradițională moldovenească și vreau să spun că am făcut asta cu multă plăcere. Ne-am pregătit minuțios, am depus mult efort și sper să le placă la toți cei care au fost prezenți în sală. Vreau să spun că pe an ce trece nunțile se tot modernizează, însă unele obicei rămân a fi neschimbate și asta mă bucură foarte mult. Colectivul pedagogic și împreună cu elevii ne stăruim să altoim în sufletele copiilor, începând din grădiniță până în clasa a 11-a, și sper că ei or face asta în familiile dumnealor, or face în continuare să împletim și cu străduință să păstrăm tradițiile poporului moldovenesc. Astăzi au fost 4 măsuri extrașcolare, de aceea că în noul standard despre învățământ accentul se pune pe educație. Astăzi copiii de la grădiniță ne-au arătat, ne-au demonstrat această măsură a întoarcerii păsărilor. Elevii claselor a 5-a, 11-a ne-au vorbit despre frumoasa sărbătoare a Paștelui, despre o șezătoare, despre unele momente de nuntă. Adică astăzi am fost familiarizați cu ceea ce facem, cu ceea ce trăim. Organizatorii seminarului speră că prin aceste tradiții și obiceiuri poate fi menținut sentimentul adânc al dragostei de patrie, plai, neam. De aceea moldovenii de la liceul complex nu se opresc la cele realizate. Ei vor continua să propage patrimoniul nostru național. În capul mesei, regina bucătăriei moldovenești, plăcințica. Una din cele mai interesante activități inițiate de Uniunea Moldovenilor din Republică este Taina Bucatelor Naționale. De data aceasta, în cadrul ei, la Școala Medie Moldovenească numărul 3 din orașul Dubăsari, în Centrul de Dezvoltare a Limbii Moldovenești, a fost organizată o adevărată sărbătoare concurs numită La Plăcinte Înainte. Plăcinte reci ca la mama acasă, plăcinte din aluat dospit și din aluat de pâine, cu diverse umpluturi, cu varză, brânză, ceapă, ghițmane cu cartofi și jumere, plăcinte dulci cu trandafir, bostan și nuci. Se pare că reprezentanții ai 10 instituții școlare din Dubăsari au adunat rețetele tuturor gospodinelor din raion. Mesele împodobite în stil național moldovenesc, cu prosoape și ulcioare, au adăugat coloritul său în desfășurarea concursului. Astăzi am socotit să vă răsfățăm cu niște bucate delicioase de la Harmațca și, uite, vă poftim la masă. Haideți, mamei, la plăcinte! Cu un cadou la sărbătoare a venit membra Uniunii Moldovenilor, Galina Gurski. În satul Caragaș, raionul Slobozia, în propria grădină, dumneaei a găsit o oală de prin anii 50 ai secolului trecut. Acum ea își va ocupa locul de cinste în muzeul instituției. Părere de rău, nu erau galbeni acolo, nu credeți că i-am furat. Mi-a mai rupt rău vreo 2 zile, dar m-am gândit. Hai să înfrumusețăm muzeul dumneavoastră de câte ori venim în Dubăsari. Însuși concursul plăcintelor a fost împărțit în câteva etape. Aspectul exterior al mesei, prezența atributelor naționale, costumul național al reprezentantelor școlii, denumirea și prezentarea eroinei zilei, plăcintei. Denumirile ultimei vorbesc de la sine. Plăcinte reci, foioasă, din cuptor scoase. Masa noastră se numește Plăcinta Regina Mesii Moldovenești. Pe lângă demonstrarea particularităților plăcintelor de la Cuicova, Doiban și Goiani, fetele au demonstrat și costumul național în care erau îmbrăcate. Fustițe și bluzițe, toate erau brodate de meșterițe locale, iar în unele cazuri și de însăși elevele. Suntem foarte bucuroși și mulțumiți pentru această sărbătoare. S-au hotărât să organizeze această sărbătoare pentru că, într-adevăr, tradițiile și obiceiurile neamului nostru ar trebui să fie păstrate și prelungite. Spiritul lor, istoria neamului se bazează pe limbă, pe tradiții, pe obicei. Sunt mândră și foarte mult pentru că sunt neam de moldovean. Iar regina mesei moldovenești tot mai mult în această zi se afla în centrul atenției juriului competent. Reprezentantele instituțiilor școlare au vorbit despre tradițiile coacerii și numirii plăcintei. Multe obiceiuri și tradiții legate de plăcinte. De exemplu, în sudul Moldovei, la Paști, în afară de tradiționala Pască, se fac moși, babe, plăcinte și învârtite. Fiecare regiune istorică din țara noastră are o recetă la fel cum și fiecare familie are o recetă transmisă din generație în generație.
Deci, atrageți atenția la măsuța noastră, unde sunt multe copturi. Mă bucur aceia că sunt implicați în acest concurs, nu numai copiii, dar și părinții. Cu cât ardoare vorbeau copiii despre aceia cum bunicile, cum mamile, cum rudele, vecinii făceau plăcinte de tot soldul. Astăzi am auzit atâtea rețete că în viața mea nici n-am știut că mai sunt plăcinte reci, plăcinte cu trandafir omăt. Au cântat despre tradițiile moldovenești, au povestit despre plăcinte, au spus legende. Cu alte cuvinte, copiii sunt bravo. La noi în familie foarte iubesc plăcintele, anume cu cartof. Deseori ajut la mama, curăț cartofii, întind aluatul și, să spun cinstit, nici o sărbătoare nu trece fără plăcintele moi și gustoase ale mamei. Toate 10 instituții școlare participante la concursul La Plăcinte Înainte au fost desemnate cu diplome de onoare. Următoarea activitate a Uniunii Moldovenilor în cadrul acțiunii Tainele Bucatelor Naționale va avea loc în unul din satele Republicii. Ea va fi consacrată mămăliguței. Pentru astăzi, atât. Să aveți parte de o zi frumoasă de duminică și nu uitați, tradițiile sunt rădăcinile care ne țin pe acest pământ. Cu ajutorul lor devenim deosebiți și unici. La revedere!